M-am întâlnit în această campanie cu sute de oameni, cu sute de sibieni, în fiecare cartier. Am încercat să duc o campanie curată și onestă, bazată doar pe proiecte credibile și viabile pentru Sibiu, pentru viitorul orașului nostru. Am refuzat să răspund la viclenii de tot felul, deși au fost câteva. Am auzit idei de la oameni, idei constructive pentru acest oraș și pentru binele orașului nostru. Am văzut lucruri în cartiere care trebuie îmbunătățite. Am simțit totodată forța comunității și susținerea comunității de a face lucruri bune în continuare pentru orașul nostru minunat. Drasibieni! Un primar fără o echipă în spate nu poate face lucruri mari pentru Sibiu. De aceea, vă îndemn să fiți alături de mine și de echipa mea în data de 9 iunie și să ieșiți la vot în număr cât mai mare, pentru că este vorba de orașul nostru, de viitorul nostru.